Salut! Mi-a fost dat acest clip și aș spune că are trei probleme. Și acelea sunt, în fapt, cele trei argumente puse în clip. Și aceste trei argumente sunt puse că trei forțe s-au luptat împotriva creștinismului, Imperiul Roman, nazismul și comunismul. Și toate acestea au fost înfrânte. Și acest lucru, cel puțin pe mine, mă surprinde, pentru că Imperiul Roman există și azi. Deci, poți să te uiți, Vatican este Imperiul Roman. Și să fim absolut clari, când strănută ceva papa, 1 miliard și ceva de oameni îl ascultă. Unii au să le ia peste picior, protestant sau nu, dar 1 miliard de oameni ascultă ce zice papa. Acesta zic eu că este mai mult decât avea Imperiul Roman, când era Imperiul Roman de 300 de milioane, probabil la maximul de creștere din antichitate. Iar aceasta cred că ar încheia tot argumentul. Dar o formă în care există Imperiul Roman este, pentru cei care știu istoria, dar mulți nu o știu, este că Imperiul Roman s-a rupt în două și partea de răsărit, în particular ce vreau să discut, foarte mulți consideră că, cel puțin rușii, și-au mutat ei capitala și au spus că noi suntem Imperiul Roman și oferim toate astea. Și asta este o afirmație spusă de prin secolul 15, cel puțin. Deci, iar absolut Imperiul Rus a avut o influență imensă, inclusiv în cultura românească. Deci dacă întreb de ce Iisus este scris, este din cauza Imperiului Roman de răsărit. Și cam asta este problema. Iar pentru cei care spun, măi, că Ciprian, tu nu știi, chiar trăiesc în Lituania, am trăit în Belarus, chiar am fost direct în contact cu astfel de cultură. Iar ideile și steagul de imperiu este și azi în steagul și standardele ruse. Iar acestea au cruci peste tot și simbolistica este clară din Imperiul Roman de răsărit. Iar azi, creștinismul acela, deși să fim absolut clari, cred că ce spune Raul este că virgulă, creștinismul este un anumit fel de creștinism. Iar acesta, să fim clar, că poate nu este modificat de ruși, dar creștinismul acela există. Creștinismul acela e roman și Imperiul Roman în forma lui. Bun. Deci, dacă doar atâta este de discutat, creștinismul nu a bătut Imperiul Roman, pentru că există cel puțin în două feluri, două imperii sau două mișcări, una foarte imperialistă azi, în special rușii, care totul este creștin la ei, mama trebuie să aibă mulți copii și de genul. Dar haideți să spunem că nu vrem să discutăm despre asta, haideți să trecem, hai să trecem la naziști, că acolo este mult mai clar. Dar partea care este cea mai dureroasă la naziști este că naziștii erau creștini. Au mers pe propagandă antisemită de la Martin Luther și Luther recomanda ca sinagogile și școlile evreilor să fie arse, cărțile lor să fie distruse, rabinii să fie interziși, casele arse și banii și proprietatea confiscată. Iar aceste idei este consensul de azi că acestea au o influență directă la Holocaust. Este foarte greu să spun ce nu era creștin acolo și pot să întreb, au dispărut luteranii sau catolicii, aceia care, bineînțeles că nu au dispărut, neonaziștii nu au dispărut în plus. Deci, iar cine i-au înfrânt au fost alte feluri de creștini, desigur, dar nu numai creștini, au fost și atei sau cinofii și ruși, unii erau creștini, dar nu spuneau cu voce tare. Deci, chiar nu are niciun sens acest argument. Iar catolicismul chiar s-au făcut petiții să ignore statutul de creștin, să fie excomunicat Hitler și Hitler nici nu este excomunicat. Probabil peste 500 de ani o să le excomunice, dar vreau să spun ca idee, chiar nu înțeleg. Deci luteranismul a fost înfrânt, chiar să-mi explice că nu are niciun sens istoric. Iar în plus este combinat că supremația albă și partidele neonaziste există și azi. Și noua dreaptă din România
este ultra-creștină sau cine ar mai fi. Iar comunismul a fost distrus. Nu știu despre ce vorbește, că, virgulă, comunismul a existat în multe țări creștine și aș spune că, desigur, azi în Europa a pierdut, dar 1 miliard de oameni sunt creștini azi. Și multe țări au înclinări, cel puțin socialiste, care cred eu că toți le acceptăm că sunt bune. De genul, nimeni nu ar vrea să fie în state unde nu ai asigurare gratis de sănătate sau în vacanța maternală să primești, nu știu cât, 2 săptămâni parcă, sau nici atât, 3 zile. Naști și te duci la lucru, copilul la piept. Deci, astea sunt ideile creștine din Bible Belt, dar valorile astea, că femeia poate să voteze de la egal, a fost o luptă de 100 de ani în lumea creștină și una, două, comuniștii au înglobat-o. Deci nici măcar la acest nivel. Și în plus, în foarte multe țări încă sunt partide comuniste. Am căutat de curiozitate doar un stat la întâmplare, dar sunt convins că sunt mult mai multe partide. Deci Argentina e prim alfabetic și vedeți că sunt vreo 20 de partide comuniste. Practic în fiecare stat sud-american există unul sau două partide comuniste. Și asta zic, chiar nu înțeleg nici măcar la acest nivel cum creștinismul a învins. Iar ultima parte care cred eu, creștinismul a fost influențat de toate astea din afară, iar de asta creștinii cred eu că sunt în poziția în care ei au fost înfrânți și azi majoritatea creștinilor nu își dau mama, fata să fie căsătorită doar dacă tatăl acceptă, acceptă drepturi egale la femei și toate acestea datorită forțelor externe. Așa că eu cred că, virgulă, creștinismul a fost înfrânt și doar s-a adaptat. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!